Te rog, Doamne, să privești astăzi spre noi și te rog, Doamne, să mă împlinicești pentru această lucrare, să cer această binecuvântare sfântă de la Tine peste Eva Sara, slăvit să fie numele Tău. Această mamă, Doamne, pe nume de Vir a venit cu această fetiță să primească binecuvântarea din mâna sfântă. Te rog să o binecuvintezi pe Eva Sara. Binecuvintează-i Tu, Doamne, capul ei, ochișorii, gurița, Doamne, mâinile, picioarele, tot corpul ei să fie spre folosul Tău, Doamne. Te rog, Doamne, să lași garda de îngeri să o păzească, să tăbărească în jurul ei. La vreme de necaz, când mama ei va striga, te rog să o asculți din înălțime, Doamne. Te rog, Doamne, ca numele ei de Eva Sara să o scrii în cartea binecuvintării, slăvit să fie numele Tău. Te rog, Doamne, să te atingi de Eva Sara, să o vindești, dacă cumva, Doamne, la naștere a rămânat, Doamne, cu o neputință, cu o boală. Te rog, Doamne, să o arunci, Doamne, în marea uitării, să o vindeci în numele Domnului Iisus Hristos. Tată, până când Eva Sara va putea deosebi binele de rău și rău de bine, te rog să o crotești Tu, Doamne. Când ea va fi mare, să încheie un legământ cu Tine sfânt, ca părinții ei, Doamne, să se bucure de ei. Eu predau în brațul Tău, Doamne. Te rog ca mâna sfântă puternică să fie peste Eva Sara. Mă rog, Doamne, pentru Ovidiu, în calitate de tată, să-l ajut, Doamne, să câștige pâinea de toate zilele, să o crească în frică și temere de Tine, să o aducă la adunare, Doamne, slăvit să fie numele Tău. Mă rog pentru mama ei, Doamne, Vira, dacă cumva la naștere a cârtit, a scos cuvinte neplăcute, te rog să o ierți, Doamne, să te atingi de ea. Dacă a rămas bolnavă, Tu ești acela cu balsamul vindecător. Tu ești acela, Doamne, care lucrezi, slăvit să fie numele Tău. Atinge-te de ei. Familia aceasta care a dus această fetiță, familia aceasta, Silaghi, Doamne, să-i binecuvintezi Tu, Doamne. Toți copilașilor, Doamne, să-i binecuvintezi Tu. Tată Iisuse, te rog să nu le lipsești, Doamne, pâinea de toate zilele. Te rog să-i păzești, să-i ocrotești. Și eu cred, Doamne, că ai lăsat binecuvântarea sfântă peste Eva Sara. Eu, Doamne, voi...